De când sunt aici, fiecare vis pe care l-am avut s-a simțit extraordinar de real. Nu mai amintesc dacă am zis cu adevărat între referin sau un sort sau mi-am imaginat doar așa. Mă, nu cred că mai pot aștepta. De când am început acest canal de YouTube m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă m-aș deconecta total, nu doar de la lumea exterioară, dar și de la simțurile mele. Pentru mine, una dintre cele mai neplăcute senzații este plictiseala. Petrec în medie 6 ore pe telefon zilnic și sunt în general o persoană activă, câteodată foarte activă. Dar după câteva zile de research, am decis că vreau să fac exact asta, să mă izolez complet, în întuneric total, fără niciun stimul, pentru 3 zile. Așa n-o să pot. Da, Ștefan. Salut. Să nu uitați vlog să mă luați. Vai ce rău e. Vai ce rău e. Asta o să fiu eu pentru următoarele 3 zile. Nu văd nimic. Aici ar trebui să fie perete. Deci ar trebui să stau așa 3 zile? 3 zile, fără să știu cât e ceasul. Opa. Opa, opa. Am impresia că a trecut o oră. Deci aici este apa. Nu, este coșul de gunoi. Aici este apa. E ceva nici măcar nu e atât de rău. Uite, deja mă tund prin cameră fără să mă tântesc de pereți. Și oricât de mult am încercat să stau treaz, după doar o oră jumate de plimbat prin cameră, nu am mai rezistat și am adormit. Dar la ora 3 am avut parte de o surpriză. Bună dimineața! N-am nicio idee de ce îmi spun. În capul meu e foarte dimineață. Bine! Ziua întâi! Pentru acest clip în izolare avem următoarele feluri de mâncare. Pâine, foietaje, cred că sunt cornurețele cu ciocolată, conserve cu ton, Oreo, prăjiturele de la Milka, biscuiți, alune, cred, și o conservă cu ananas. Revin cu un update la ce face Ștefan acum. Acum mănâncă, trist, puțin, cred. Pe lângă asta, i-a căzut o cameră. Camera asta. Asta e camera care a căzut, deci acolo undeva. Să nu credeți că e o lumină. Așa se văd camerele astea cu infraroșu. Acum asta muncă, de asta arată așa în spate. Dar după nici 24 de ore de când am fost închis, statul în întuneric a devenit mult mai dificil. 1, 2... 3. Doamne, că mi se pare că nu trece deloc timpul. 99, 100, 101, 102. E de fapt mult mai greu să stai în interior. E de fapt mult mai greu să stai în întuneric timp de 3 zile decât mă așteptam. Mult mai greu să stai între 3 zile. Nu. Fac. M-am trezit, cred că, din cel mai confuz somn din viața mea. Nu am absolut nicio idee cât am dormit. 56, 57, 58, 59. Nu-mi dau seama dacă am terminat conserva sau mai mâncare. Tot mai găsesc puțin. Stau și derulez amintiri și filme și scenarii de tot felul în cap, mă gândesc la 100 de lucruri constant. Nu am nicio noțiune a timpului, nu-mi dau seama absolut deloc cât timp a trecut de când. Nu simt că am amintiri de astăzi. Nu simt că îmi pot aminti prea multe lucruri din ce mi s-a întâmplat de când sunt în această cameră în întuneric. Am să merg să dorm, dar am să merg întâi la baie. Dar trebuie să
Salut, eu sunt Ștefan din trecut și tocmai ce pun camerele pentru clip. Acesta este un mesaj pentru mine din viitor. Tocmai ce am pus azi dimineață folii pe geam, mă gândesc cu teroare la cum o să mă descurc 72 de ore în întuneric. Eu din viitor sper că ești ok și că nu te dai cu capul de pereți. Bună dimineața, ziua 2. Jurnal de interior, intrarea 2. Tocmai ce m-am trezit în ceea ce pare a fi a doua zi de când sunt aici. M-am avut o noapte foarte grea, am dormit foarte rău. Nici în prima noapte n-am dormit foarte bine, dar noaptea asta a fost teribilă. În dimineața asta am simțit foarte tare nevoia să pun mâna pe telefon sau să ies sau să văd lumină. Pentru masa de astăzi dimineață o să mănânc următoarea conservă cu tort. Oh! Abia aștept să ies de aici. Nu pot să dorm. Să ies, să plec de aici. Sper că ești ok și că nu te dai cu capul de pereți. Aleluia, 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 aleluia. În ziua 2 a fost prima oară când am simțit cu adevărat că vreau să ies. Mă simțeam amețit și speriat de propriile mele vise, iar lipsa oricărui stimul devenea din ce în ce mai greu de suportat. Ca răspuns pentru toate astea am început să vorbesc despre mine, despre viața mea și în general să fac orice mi-ar ține mintea în altă parte. Chiar acum mi-am amintit că eu în clasa 10 am luat locul 7 la Simpoziumul Național de Fizică de la Iași. Am participat cu un film despre deșeuri spațiale. Deci dat că mă simt în același timp singur și odată urmăriți constant. Am pus pariu cu tata, 100 de lei, pentru că tata nu credea că există deșeuri spațiale. Bun venit la a doua sesiune de povestit amintii. Pentru a doua ediție am să încerc să mă amintesc cele mai vechi lucruri pe care le pot aminti. Siguranța asta mea în care m-a preferat. Flies eat poop, get over it! E destul de tare că nu mă așteptam să ajung până aici. Știu că am încercat la un moment dat să colecționez lista aceasta revistă care stătea piese pentru un bătăr. E 7 seara și eu merg la film. Ștefan doarme de ceva timp și l-am lăsat spunând că sper să fie sâmbătă, abia să fie sâmbătă, de ce nu e sâmbătă încă. Nu știu dacă o să doarmă până mâine, dar sper că e regulă. Urmă de interior, nu mai știu care e legale. Nu știu dacă e 4 sau 5. E foarte greu să-ți amintești orice de aici. Astea două zile ai fi putut liniștit să fie 5 minute. Tot la greu, o absolută eternitate. Tot ce am făcut astăzi, toată ziua, a fost să vorbesc despre copilăria mea. Durează foarte mult timp. Oh, e foarte greu. Bine, eu o să mă culc. Noapte bună. Bună dimineața, ziua 3. Sunt destul de sigur că azi e ziua 3, ceea ce înseamnă că astăzi ies de aici. Nu cred că mai pot aștepta. Ăsta e ultimul meu croissant. E o tragedie. Dar e bun. Este timpul pentru numărătoarea zilnică. 1, 2... Bun, asta e ultima zi. Și numără. Ștefan, mai ai cam 6 ore aproximativ și ne revedem. De când sunt aici, fiecare vis pe care l-am avut s-a simțit extraordinar de real. Nu e ceva ce n-am mai simțit niciodată, dar e ciudat că e foarte constant. Orice visez să pară mai real decât ce trăiesc aici. Mai sunt 3 ore până scoate pe Ștefan. E treaz de ceva timp, nu cred că a dormit prea bine. M-am uitat la el și era de cele mai multe ori fără speranță, poate. Frica mea cea mai mare
Este să nu fie atât sâmbătă și să fie altăi, să fie din... Să nu este faptul aici. Tot ce se aștept, să nu fie nimeni. În momentul în care am ieșit afară, mi-a fost foarte greu să-mi găsesc cuvintele din cauza emoțiilor. Totul era extraordinar de interesant și intrigant dintr-o dată și toate culorile erau incredibil de saturate. A fost greu și înfricoșător să stau închis 3 zile în întuneric complet? Cu siguranță, da. Fiecare clip pe care l-am făcut până acum a fost într-un fel sau altul zguduitor pentru mine. Dar ăsta e și motivul pentru care fac asta. Să simt și să experimentez lucruri de care altfel nici nu aș fi știut că există. Mulțumesc mult că te-ai uitat!